Giurgiuvenii vor avea căldură în calorifere pe aceeași bani până la data de 15 aprilie. Aceasta este decizia reprezentanților unicului furnizor de agent termic din oraș. Hotărârea vine după ce mulți consumatori s-au debranșat de la sistemul de încălzire pe motiv că Global Energy Production nu furniza agent termic înaintea datei de 1 octombrie și după 1 aprilie. Până în acest moment, cei care au beneficiat de serviciile societății nu s-au dovedit a fi buni platnici. Datoriile acestora depășesc 8 milioane de lei. Potrivit directorului societății, recuperarea datoriilor de la rău platnici se va face în instanță. Până în prezent, societatea a acționat în judecată 500 de giurgiuveni. În 100 de cazuri, instanța le-a dat câștig de cauză. De la începutul acestui sezon avem de recuperat 8,5 milioane de lei, din care asociațiile și de locatari și particularii, cei care au contracte individuale, aproximativ 5 milioane. Așa cum v-am comunicat printr-o adresă, având în vedere că una din problemele majore pentru care consumatorii noștri s-au debranșat și au trecut la centralele pe individuale pe gaz, a fost și faptul că înaintea datei de 1 octombrie și după data de 1 aprilie, noi nu ne-am făcut un obicei și n-am fost atenți cu consumatorii să putem furniza energie termică pentru încălzire. Ca atare, începând de anul ăsta, putem furniza și după data de 1 aprilie căldură până în jurul datei de 15 aprilie, la prețul care se știe conform hotărârii Consiliului Local de 160 de lei pe gigacalorie, inclusiv TVA. De căldură în calorifere vor beneficia și cei care au facturi neplătite. Cei care nu doresc să beneficieze de agent termic după data de 31 martie trebuie să depună o cerere scrisă pentru sistarea serviciului.